Campan, începem cu o informație de ultimă oră. Sunt reguli extrem de grave găsite de echipa DSP trimisă să investigheze clinica unde a fost tratat artistul Petrică Mâțu Stoian. Printre altele, personalul medical de acolo interna pacienții, deși nu avea acest drept, pentru că vorbim despre o clinică ce avea autorizație doar pentru sistem ambulatoriu. Aflăm toate informațiile din acest raport de la colega mea, Carmina Pricopie. Carmina, bună ziua! Bună ziua! Vorbim despre un comunicat de presă dat publicității în urmă cu foarte scurt timp de către cei de la DSP Caraș-Severin, un comunicat pe 3 pagini. În primul rând, cei de acolo, de la clinica respectivă, spun cei de la DSP, aveau 3 autorizații de funcționare, iar cea care se referă la medicină hiperbară a fost eliberată pe 14 decembrie 2020. Ori ne aducem cu toții aminte că acest spațiu de recuperare oncologică a fost finalizat în mare parte din fonduri venite de la Compania Națională de Investiții, iar inaugurarea acestei clinici a fost făcută cu mare fast la vremea respectivă, în octombrie, deci cu 2 luni înainte de primirea acestei autorizații, chiar de către ministrul de interne Marcel Vela. Sunt publice imaginile, a plecat acolo cu elicopterul de mână cu Nelu Tătaru și a intrat chiar și în acest departament care a fost deschis, și anume camera hiperbară. Mai departe, spun cei de la DSP, spun că în clinica respectivă funcționează, citez, un medic specialist în specialitatea de psihiatrie, așa, care deține atestat de studii complementare în medicină hiperbară, eliberat de Ministerul Sănătății, 5 asistenți medicali, un medic primar de medicină de familie și un medic cu specialitatea ORL. La momentul la care s-a făcut acest control la clinica respectivă, pe 10-11-2021, medicii nu erau prezenți în unitate, deși aceștia ar fi trebuit să se afle acolo, conform orarului afișat, între orele 13 și 18. Dar dacă discutăm despre recuperare post-COVID, un virus care atacă, evident, plămânii, n-ar fi trebuit să fie un medic pneumolog în condițiile în care aceasta era speța pentru care veneau oamenii la această clinică? Probabil că ar fi trebuit să fie mai mulți medici, dar nici măcar cei care ar fi trebuit să lucreze acolo nu se aflau fizic acolo. Și mai spun cei de la DSP că acordul și consultul medicului pentru tratament hiperbaric sunt realizate online, iar supravegherea pe perioada terapiei se face de către medici cu care unitatea a încheiat contracte de prestări servicii. Ședința durează 70 de minute, inclusând compresia și decompresia. Adică nimeni nu vede fizic pacientul, nimeni nu știe exact starea în care se prezintă pacientul, este doar o discuție online, așa cum faci la psiholog, spre exemplu? Cel mai probabil da, asta spun cei de la DSP, și mai mult decât atât, dincolo de această anamneză online, să-i spunem, pacientul nu are un dosar medical complet, pentru că înainte de orice intervenție medicală, orice intervenție chirurgicală, medicul care urmează să facă această intervenție îți dă o fișă cu mai multe examene imagistice sau de laborator pe care pacientul trebuie să le facă. Ori în acest caz nu s-a întâmplat așa. Din ce spun cei de la DSP, regretatul artist a mers doar cu un rezultat al unui computer tomograf realizat din proprie inițiativă pe 22 octombrie, iar fișa de internare la clinica respectivă nu era completată corespunzător, deși ar fi trebuit să existe doar internare de zi, pentru că era o clinică care avea doar un sistem ambulator. Nu putea să interneze, nu era o clinică prevăzută cu paturi, să interneze pacienți peste noapte. Mulțumesc foarte mult, Carmina. Vom urmări cu siguranță ce se întâmplă. Este abia începutul raportului, practic controlele continuă, bănuiesc. Așteptăm să vedem ce spun procurorii. Da, pentru că există și o anchetă penală și cu siguranță acest raport este foarte important pentru procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Reșița, care adună mai multe probe în acest caz. Mulțumesc!